85 de candidați s-au înscris la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ. Examenul a avut loc astăzi în centrul de examinare deschis în cadrul Liceului Teoretic Mihai Eminescu din Călăraș. În județul nostru, dintre cei 89 de candidați înscriși la începutul anului școlar, la 16 discipline de examen au fost admiși la proba scrisă 85 de candidați care au îndeplinit cumulativ condițiile prevăzute de lege. Având în vedere contextul pandemic care a impus o serie de restricții, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, începând cu data de 11 martie, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă, spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții. De asemenea, portofoliul profesional a putut fi transmis și online la Inspectoratul Școlar spre evaluare. În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2, în fiecare sală de examen au fost repartizați maxim 10 candidați. La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt învățământ primar și limba română cu 23 de candidați, educație fizică și sport 18 candidați și învățământ preșcolar în limba română 13 candidați. Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie în centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro, iar contestațiile se pot depune la centrul de examinare conform calendarului aprobat în zilele de 29 iulie după afișarea rezultatelor și pe 30 iulie până la ora 12. Rezultatele finale vor fi afișate în centrele de examinare și pe site-ul definitivat.edu.ro în data de 4 august 2020.